La directorul de îngrijiri medicale, vreau să vă întreb dacă știți problema, adică eu vă spun, am... dacă doamna Crivăț va candida, se încadrează să candideze. Nu știu dacă candidează, habar n-am dacă se încadrează, dar vă spun că e o concurență acerbă. Am înțeles că sunt câțiva doritori, 3-4 pe acolo. Deci va fi bătălie pe postul. N-am informația că doamna Crivăț va participa la concurs. Până la urmă și la coadă este liberă să participe. Acum vedem cine și câștigă. Categoric. Vă întrebam doar dacă știți că ar participa. Nu știu, nu am această informație, nu pot să comentez asupra ei. La financiar contabil. Acolo, în perioada managerului Niculescu, au existat unele probleme, presupun că le știți și dumneavoastră, legate de întârzieri pe care le avea departamentul, pe zona de achiziții, pe zona de licitații. Acum înțeleg că achizițiile au trecut la manager. Da, mi se pare un lucru corect. Atâta managerul trebuie să știe în orice secundă ce se întâmplă la partea de achiziții. Ce mai face directorul financiar? Urmărește implementarea proiectelor și plata absolut tuturor contractelor. Eu cred că au destulă treabă. Eu cred că mai trebuie oameni pregătiți și pe partea tehnică. Acolo e o lipsă acerbă de ingineri și să scot două posturi la concurs. Și la partea administrativă, pentru că ne trebuie oameni care să-și asume responsabilitatea asupra lucrărilor care se fac, nu să dăm din colț în colț sau să-i căutăm noi prin spital cerându-le anumite informații. E o nouă strategie cu managerul Jnoveanu, în sensul că vreți să dați mai multă putere managerului, creați așa un pumn de fier în spital să nu mai ai probleme cu licitațiile, că el răspunde direct acum, cumva, de situația. Și foarte bine, mă bucur că și-a luat această responsabilitate. Și dacă creează acest pumn de fier, sper să-l creeze în direcția bună a lucrurilor. E mai bine să am un manager care își asumă responsabilitatea decât un manager care nu își asumă responsabilitatea sau dă vina pe alții că n-au făcut. Sunteți mulțumit de activitatea domnului Roșnovean de până acum? Da, mișcând lucrurile în sensul pozitiv, eu sunt până acum mulțumit de activitatea domnului Roșnovean. Dar dacă ați fi să-i dați o notă? Ce notă i-ați dat, domnule Cosmin? Eu cred că e destul de puțin timp și... Acum, pe perioada aceasta, cât a fost interimar și ați văzut-o, plus de când a câștigat concursul. Doar pe perioada aceasta. Eu aș da un 9. Sunt lucruri pe care, prin prisma profesiei de medic, le-a lăsat puțin în urmă, dar cu ajutorul nostru, cu ajutorul tuturor, sperăm să ajungem acolo unde ne dorim. Cu marea majoritate a lucrurilor pe care le-am discutat anul acesta, au fost duse la îndeplinire. Dar dacă ar fi să-i reproșați un lucru doamnei Roșnoveanu în activitate până acum? Nu am ce să reproșez, pentru că și... Dar de ce nu 10 atunci? Poftim? De ce nu 10 atunci? 10 îl dă doar un... Am înțeles. Lăsați pentru profesor. Nota profesorului.